Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou tutorial, deoarece foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum pot să injectezi un cheat gratis după noul update de la CSGO, dar fără să pui Untrusted în launch options, adică fără să lansezi joc cu opțiunea aia Untrusted sau cum se numește, în fine, adică să te bage cu ceilalți player care au Untrusted, adică practic dacă vrei să joci cu un hack gratis cu băieții care sunt Trusted în ghilimele. Dacă mai vrei tutoriale de genul, dați-mi frate acolo un like să facem 2000 de like-uri la acest tutorial și haideți să începem. În primul rând, m-am chinuit foarte mult să găsesc o metodă pentru că multe injectoare cu manual mapping nu mergeau și chestia astea, în fine, până la urmă Denis m-a rezolvat, mi-a dat aici, l-avem fix în folderul ăsta, un injector configurat de el, făcut de el, în fine, nici nu contează, și un cheat, OTC-ul. Deci, în primul rând, o să fie un pic mai complicat cu injectorul ăsta, nu e un injector ca toate celelalte, este un injector un pic mai diferit. Bine, probabil cei care joacă cu cheat-uri de mult știu și genul ăsta de injectoare, mai ales că Bestware l-a avut. În fine, haideți să intrăm pe cheater.fan să luăm orice cheat, deci pe cheater.fan. Mă scuzați dacă se mai aud, cred că vine unul cu mașina prin fața blocului. Da, am geamul deschis și cred că o să auziți și voi sunetele de pe fundal. În fine, nici nu contează, asta e un tutorial, deci nu băgăm de seamă neapărat calitatea audio. Dăm pe Counter-Strike Global Offensive aici pe cheater.fan sau de unde vă luați voi cheaturile și hai să ne luăm, uite, Reborn Hack ăsta, pare șmecher cheat-ul ăsta, Reborn Hack. Haideți să-l downloadăm și o să pornim și CSGO-ul. Deci hai să vă demonstrez că nu este cu ăsta cu Doamne, mă, sunt handicapat. Să vă demonstrez că nu e cu Untrusted, ca să nu ziceți că vă mint. Deci dăm aici set launch options, nu are absolut nimic. Aici da, dăm ok, dăm close și pornim CSGO-ul. După aia o să downloadăm și hack-ul. Deci un hack total random, nici măcar nu contează. Parola parcă era 1 2 3. Aoleu, mi-a pornit ăsta, mă. Mi l-a extractat. Și avem DLL-ul aici. Ce trebuie să faceți voi în următorul pas? O secundă să pornească CSGO-ul, să vedem dacă nu mi s-a dat microfonul în blană. Perfect, nu mi s-a dat microfonul în blană. Ce trebuie să faceți voi în următorul pas este să... Iar trec mașini, mă. Stați, așteptăm să treacă mașinile. Futu-vă în gură de mașini. La ora asta, la 4 dimineața, trec mașini prin fața blocului, voi vă dați seama. În fine, ce trebuie să faceți voi ca să injectați cheat-ul? Ei bine, trebuie să intrați în folderul pe care vi-l dau eu în descriere, deci o să descărcați această arhivă, mă rog, o să fie arhivat cu injectorul și cu OTC-ul. Deci OTC-ul o să vină la pachet. Ok, noi putem să ștergem OTC-ul dacă nu vrem să injectăm OTC-ul și neapărat dacă downloadați un cheat de pe orice site și e .dll, trebuie să redenumiți DLL-ul în cheat.dll. Știți? Deci trebuie să se numească neapărat cheat.dll. Îl băgăm aici frumos, totul bine și frumos și dăm dublu click pe manual injector. Dăm dublu click și când s-a auzit bipul ăla, s-a injectat șmecheria. Dăm insert și nu merge. Deci aparent cheat-ul a citit. Ba merge cheat-ul, uitați-l că s-a injectat. E ceva cheat în rusă. Ok, de ce trebuia să dumneavoastră fix un cheat în rusă? În fine, este un cheat în rusă. Hai să activăm și ceva aici, setări din wallhack și să încercăm să intrăm într-un match oficial de deadmatch. Și da, după cum am spus, nu avem trusted, vi-am arătat și mai înainte, nu avem untrusted-ul activat, pardon, dăm și pe set la options, nu avem absolut nimic. Dăm frumos pe un match de deadmatch, dăm start și putem observa că merge normal. Dacă era un injector normal, trebuia să apară aici că you are not trusted sau că ți-a detectat... programe injectate în CS sau alte chestii astea. Latră câinii pe fundal, să nu vă speriați că nu-i nimica, doar pur și simplu latră câinii pe fundal. Your match is ready, ne-a găsit și match foarte bine și frumos și ne bag în match fără să ne dea nicio eroare. O să vă și demonstrez acum, adică așteptăm să intrăm în match fără să ne dea nicio eroare. Mă scuzați dacă mai fac greșeli sau alte chestii de genul, este ora 4, eu trebuie să plec în câteva ore, o să fiu plecat cam câteva zile, în fine, și trebuie să filmez acum mai multe chestii și am zis printre chestiile pe care trebuie să le filmez să introduc așa și tutorialul acesta pentru că, na, mulți m-ați întrebat și nu vreau să-i las eu la greu pe abonații mei cu cheat-uri gratis, care, na, toată lumea vrea să dea banii pe cheat-uri, în fine. Și am intrat și suntem pe deadmatch cu ăsta, cu cheat-ul gratis injectat. Hai să băgăm mai multe chestii aici, nici știu cum dracu, ăsta nici nu cred că e wall-ul. Asta o fi wall-ul. Ăsta cred că e wall-ul, SP, ok, îi vedem prin perete pe băieți, bă, nu-i vedem aparent, nu știu cheat-ul ăsta cât de bine merge. Adică e, până la urmă, nici cum trebuie să, nici nu știu ce scrie aici. Uite, merge, sau? Uite, vezi prin perete, mai că nu știu eu să configurez cheat-ul. Deci cheat-ul merge, bă, băieți, v-am și demonstrat că merge, uite, trage la, da, îs chems-urile, cred că, nu, a murit. Bă, băieți, nu văd și eu un, ia, uite-l. Dar nu se vede prin perete, probabil îs doar chems-uri, nu știu ce scrie aici ca să-l configurez, mă jur. Asta e cum să... Mamă, să-mi bat picioarele dacă știu să... Cred că am activat eu chemsurile. Cred că așa trebuie. Da, uitați, acum mai văd prin perete, vedeți? Deci, practic, hack-ul merge. V-am și demonstrat că se vede prin perete sau chestia asta. Să nu ziceți că doar se injectează, dar poate nu merge. Deci, practic, cheat-ul merge. Bam, ok, m-a omorât. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest tutorial. Dacă mai vreți tutoriale de genul în continuare, dați-vă voi la să facem 2000 de like-uri. Eu o să fiu plecat o săptămână, așa că
na, o să încerc să filmez cât de mult pot episoade pentru voi, să sperăm că o să și reușesc. Sper că v-a plăcut acest episod, băieți, dați-vă frate acolo un like să facem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut!